Începând cu data de 18 iulie, prin ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonelul Dina Mănoiu Ionel, desemnat inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, se trece în rezervă cu drept la pensie. De-a lungul activității sale, acesta a demonstrat un devotament exemplar și a contribuit semnificativ la menținerea ordinii și siguranței publice. Cariera sa remarcabilă se încheie cu recunoștința și aprecierea colegilor, dar și a comunității, pentru dedicarea și profesionalismul de care a dat dovadă în tot acest timp. Festivitatea de predare primirea comenzii inspectoratului s-a desfășurat ieri la sediul unității în prezența domnului colonel Ciubuc Liviu, împuternicit director al direcției cabinet din cadrul Jandarmeriei Române și a cadrelor militare. Cu această ocazie, din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Ciubuc Liviu a conferit colonelului Dina Mănoiu Ionel placheta de onoare a Jandarmeriei Române, dar și diploma de excelență la încheierea mandatului de onoare în instituția oamenilor de arme pentru devotamentul, profesionalismul și loialitatea manifestate de-a lungul carierei militare. Cu o vechime de peste 31 de ani în structurile militare, colonelul în rezervă Dina Mănoiu Ionel a îndeplinit atât funcții de execuție cât și de conducere, fiind prim adjunct, respectiv împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. De-a lungul activității sale, acesta a demonstrat un devotament exemplar și a contribuit semnificativ la menținerea ordinii și siguranței publice. Cariera sa remarcabilă se încheie cu recunoștința și aprecierea colegilor și a comunității pentru dedicarea și profesionalismul de care a dat dovadă în tot acest timp. În toți anii de carieră, acesta a îndeplinit diverse funcții și responsabilități, contribuind semnificativ la îndeplinirea misiunilor Jandarmeriei Române. Începând cu data de 18 iulie anul curent, prin ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, domnul colonel Dina Mănoiu Ionel, desemnat inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, se trece în rezervă cu drept la pensie. Festivitatea de predare primire a comenzii inspectoratului s-a desfășurat la sediul unității, în prezența cadrelor militare și a reprezentantului Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, ocazie cu care domnului colonel Dina Mănoiu Ionel i s-au conferit placheta de onoare a Jandarmeriei Române și diploma de excelență la încheierea mandatului de onoare în instituția oamenilor de arme pentru devotamentul, profesionalismul și loialitatea manifestate de-a lungul carierei militare. Cu o vechime de peste 31 de ani în structurile militare, colonelul în rezervă Dina Mănoiu Ionel a îndeplinit atât funcții de execuție cât și de conducere, fiind prim adjunct, respectiv împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. La conducerea unității a fost împuternicit pentru o perioadă de 6 luni colonelul Cârpici Ștefănel Claudiu, șeful Serviciului Ordine și Siguranță Publică din cadrul grupării de jandarmi mobile Frații Buzești, Craiova. A demonstrat un angajament constant față de valorile și principiile militare, participând la numeroase operațiuni și acțiuni menite să asigure ordinea și siguranța publică. Profesionalismul său și capacitatea de a gestiona situații complexe au fost apreciate de colegi, lăsând în urmă o moștenire de integritate și excelență. IJJ Mehedinții dorește pensie îndelungată, multă sănătate și realizarea proiectelor viitoare. La conducerea unității a fost împuternicit pentru o perioadă de 6 luni colonelul Cârpici Ștefănel Claudiu, șeful Serviciului Ordine și Siguranță Publică din cadrul grupării de jandarmi mobile Frații Buzești, Craiova.